domnul Cristian Crăciun, inconfundabilul, un spirit efervescent care antrenează de fiecare dată auditoriul. O perspectivă istorică asupra acestui volum ne oferă șeful Direcției Cercetare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cercetător științific gradul 1 al Centrului de Istorie și Civilizație Europeană din cadrul Academiei Române filiala Iași. Îl invităm pe domnul Silviu Moldovan să spunem câteva cuvinte despre volumul al căror editat, așa cum am spus, de către mine și domnul Ionuț Vultoi. Mulțumim! Sunt foarte onorat de invitația dumneavoastră, dar trebuie să resping cumva ipoteza că eu reconstitui contextul istoric. Acest lucru l-ați făcut dumneavoastră prin această carte. Acum, eu trebuie să precizez faptul, pe de o parte, că nu sunt specialist în disputa care constituie obiectul cărții și, pe de altă parte, că nici nu am, nici nu obișnuiesc niciodată, de fapt, nu vorbesc despre cărți, despre vreo carte, înainte să o citesc până la ultimul cuvânt și până la ultima notă. Acest lucru, din motive absolut obiective, da, nu am putut face de această dată, să cunoscând pe mine și opera și activitatea domnului profesoare Carmen Ciornea și opera și activitatea domnului profesor Ionuț Butoi. Da, să mă atrag de discursul domnului profesor Crăciun. Ionuț Butoi, nu aveam dubii în acest sens. Sigur, pe drumul încoace am pus mâna pe carte și m-am mai documentat. Acum, nu vreau să minimalizez, de fapt, nu vreau să trec sub tăcere dificultatea realizării unui astfel de demers, dincolo de timpul scurt pe care l-ați avut la dispoziție, pentru că a apărut această polemică sau această dezbatere în cursul acestui an și atunci, de multe ori, autorii se pliază pe un subiect, dar ca să se valorifice pe ei, că e un subiect la modă, scot și eu ceva ca să fiu la modă. Nu acesta a fost traseul acestei cărți, am de face pur și simplu cu doi autori care au simțit chemarea de a alcătui această frumoasă carte, tocmai pentru a ajuta la lămurirea acestei dispute și pentru a o face totuși la timp, nu după ce se iau niște decizii, poate fără o prea atentă sau suficient de atentă cântărire. Cum a cartea, sigur că nu au o mulțime de teme, ne supune atenție, așa cum a spus domnul profesor Crăciun, ne vorbește și pe mai multe planuri, fie că e vorba de planul politic, fie că e vorba de planul istoric, fie că e vorba de planul nemijlocit intelectual sau de cel cu totalitate spiritual, pe de-a întregul spiritual. Cum a, pe noi, într-adevăr, nu ne interesează politica, de pe cei din epoca aceea care a fost prinși în această polemică, care a fost în 1928 și 1929, în special în 1929, pe ei interesau politica. Și de asta, în articolele antologate în această carte, și încă o dată, repet, nu e deloc ușor, pentru că există unele probleme cu aceste colecții de cărți, în primul, de reviste, în primul se identifici, dar nu întotdeauna găsești toate lucrurile. Și au fost situații de acest gen și pentru această carte și în alte demersuri similare, se observă că lipsesc anumite numere sau că se găsesc în locuri unde nu te-ai aștepta, de exemplu în arhiva CNSAS, sau că anumite numere sunt foarte degradate și tocmai articolele pe care le cauți nu le poți reconstitui așa cum trebuie. Și de-aia pe cei din epocă îi interesa și aspectul politic, de asta în articolele reproduse se vorbește despre faptul că liberalii au o mare influență la Sinod, despre faptul că se încearcă provocarea de greutăți Guvernului Național Țărănesc, sau în fine că Iuliu Maniu însuși greșește cantonându-se în politica brațelor încrucișate, cum spuneam doamna Ionescu, și fără să intervină în moment oportun, în așa fel încât să nu se ajungă la o veritabilă criză instituțională. Acum, în plan istoric, sigur că avem un plan mai larg și unul mai restrâns. Nu? Planul mai restrâns este dat de, în jurul acestor aspecte politice, pentru că e perioada de ascensiune instituțională a Partidului Național Țărănesc, care avea un specific, care avea mai multe specificuri, cel care au s-au reunit în 1926, dar avea unul despre care se vorbește foarte interesant, specificul Ardelenesc, și prestigiul extraordinar al episcopului Suciu, episcopul greco-catolic, unui autorii de frunte a adunării de la Alba Iulia,
Și atunci, sigur că aceste frecușuri, dacă vreți, împărtânte partide, și-au spus în mod inevitabil cuvântul. Nu trebuie diabolizate nici excesiv, pentru că asta e esența democrației. În democrație există mai multe partide, sigur că ele se confruntă pe mai multe terenuri, inclusiv pe acesta cu relevanță spirituală, dacă vreți. Noroc că era planul o relevanță spirituală foarte importantă atunci. Și nu voi continua această remarcă. Este și un plan mai larg istoric, bineînțeles, pentru că ne găsim în această perioadă, așa frumos evocată de un profesor Răciun, perioada interbelică, care a fost extrem de scurtă, da? 20 de ani nu înseamnă nimic la scara istoriei. Eu când aveam 15 ani, plăcea să mă gândesc la ea, mi se părea foarte lungă. Acum mi se pare și mie foarte scurtă această perioadă. Și atunci e lucru de mirare că atât de multe lucruri, în special pe plan intelectual, dar nu numai, s-au întâmplat în acea perioadă. Într-adevăr, o efervescență extraordinară și asta se vede foarte bine și din această carte, din această temă foarte bine stabilită. Dar întotdeauna am avut o slăbiciune pentru a citi publicistica interbelică, absolut fascinantă și inepuizabilă ca sensul, întorcându-mă, cum am văzut, alte lucruri decât le vedem acum 20 de ani sau cu 30 de ani. Și, într-adevăr, oamenii atunci nu erau atât de supărăcioși. Asta cred că Nicu Steinhardt a spus. Au spus și alții, da. Inclusiv Mai Ionescu. Da, polemicile erau normale atunci. Deci nu devenea dușman de mărți, din potrivă. Rămâne foarte bun prieten, chiar dacă avea opinii politice nu diferite, cu totul antagonice. Asta este un aspect al perioadei pe care nu-l cunoaștem bine. Nici nu suntem pregătiți să receptăm Dumnezeu. Să spunem că noi acum suntem foarte rați, așa numai, pentru a ridica ziduri și a pune antagonisme din astea ireductibile și de a fi foarte atent să menționăm întotdeauna foarte grijulic că noi suntem, noi știm, niciodată nu avem nimic de a face cu alții. Hei, acum, această perioadă totuși a fost extrem, extrem de grea. Dacă ne punem problema dintr-o anumită perspectivă. Practic, la 1918, sigur, România și-a reunit toate teritoriile. Da, dar gândiți-vă, să ne gândim împreună, cât de greu era să armonizezi toate sistemele administrative. De exemplu, numai la asta să ne gândim. Păi aveai sistemul din vechiul regat, nu? Aveai sistemul maghiar, Transilvania, Banatul. Aveai sistemul austriac, care e altceva decât cel maghiar, în Bucovina. Aveai sistemul rusesc în Basarabia. Aveai aș număra și sistemul bulgar din Cadrilater, deoarece în 1913-1918 tot acolo ești, între timp fusese războiul și venise și ocupația bulgară în Dobrogea. Și dacă vreți, aveam și un mic sistem turcesc, pentru că Marea Unire, de fapt, s-a terminat în 1923, când urmă tratatului bilateral cu Turcia, după războiul de independență, practic, statele au uitat de insula Adakar, care a rămas până în 1923 în componența Turciei și apoi Turcia o cedează România în condiții absolut amiabile. Și totuși, dacă stăm să ne gândim, perioada interbelică a avut mari păcate și multe și le știm foarte bine. Dar gândim-ne ce criză, ce maras putea să se întâmple din ciocnirea acestor sisteme administrative. Sigur că s-a greșit mult și în perioada guvernării liberale, impunându-se un pic forțat anumite modele, dar n-am avut niciodată o situație de criză reală cu alte state. Nu am crește pentru că populația noastră e țara românească și atunci ea înțelegea puțin, mult mai bine, nu puțin mai bine, comandamentul suprem, că statul trebuie să centralizeze, trebuie să se modernizeze și atunci trecem cu vederea mai ușor, ne le ironizăm, dar le trecem cu vederea totuși. De, sperând că peste mic timp ele se vor corecta. În acest sens a fost și ascensiunea Partidului Național Țănesc, dar și anilor 20 este și tendința sociografică de a pune acum numai binele a fost de partea PNL-ului, numai rău a fost de partea liberalilor. Nici asta corect, deși, repet, administrația liberală a avut multe păcate și ele se știu. Dar nu putem face o versiune asta a cei buni versus cei răi. Cum a început cu cartea Francisco Veiga, pe niște note foarte bine scrise, dar discutabile totuși prin aceste exagerări, chiar dacă în momentul respectiv lucrurile așa păreau. 28-29 când aveam așa tabelul, așa păreau. Din perspectiva modernizării, sigur avem această dezbatere care a apărut vis-a-vis de data Pascaliei, domnul Ionuț Butoi în studiu introductiv și pornește de mai din urmă și foarte bine procedează făcând acest lucru. În 1964, pe vremea lui Alexandru Ion Puza, se punea această problemă. Schimbarea de calendar în legătură cu modernitatea. Sigur, atunci eram într-o situație îngrozitoare, că abia începusem să ne revenim după marasmul, dacă vreți, care era la primele decenii ale secolului 19, în 1928-29. Eram într-o altă situație, statul se mobiliza, ardea etapea, acest lucru s-a întâmplat, măcar ardea inegal.
Nu sunt de acord că am ratat modernizarea, dar faptul este că n-am făcut-o pe de-a întregul. Pentru că începutul de modernizare, Sofcalul, toată lumea vorbește ce frumos a fost Sofcalul și realizări extraordinare, dar ai sacrificat cu totul satul. În 1907 s-a ieșit asemenea răscoală, care nu de prea mult bine s-a făcut, era de toată rușinea în Europa, nu se mai întâmpla așa ceva. În ani atât de avansați. Bun, dar acum încep să mă lungesc și cred că n-ar fi bine. În orice caz, ceea ce, ideea de la care pornisem, vezi calitatea extraordinară a dezbaterilor din perioada interbelică, mă îndrept către ele și pentru că spiritul de argumentație al tuturor, într-adevăr, era unul deosebit și unul și spiritual și cultural, dacă vreți, la un nivel la care n-am cum să aspir. Însă, revenirea acestei dezbateri s-a făcut, dacă vreți, și nu o să divaghez să intru într-o polemică, dar anul acesta argumentele au fost slăbuțe, pentru că erau contextuale, dacă trebuie să facem la fel ca cei din vest. Asta nu e un argument convingător, în opinia mea personală. Atunci, într-adevăr, dezbaterea era mult mai serioasă și argumentele erau mult mai serioase. Acum să fim la fel ca aia sau ca cei din vest, sau că cei din muncitorii din diaspora nu corespunde data Paștelui, asta mi se pare chiar neserios, fără a minimaliza. Da, cei care muncesc legal au dreptul la concediu. Acum, cum să spun, nici nu, de asta nu cred exact în ratarea modernizării, pentru că noi nu suntem chiar la fel. Termenurile fundamentale ale europenilor sunt aceleași, dar nu suntem identici niciodată. De asta cei care nu spun că au ratat modernizarea ajung în situații de genul care chiar anul trecut, nu? Președintele în funcție al Franței a zis ce? Că eu duc un război cultural împotriva Ungariei. N-a spus împotriva regimului Orban că duce un război, a zis împotriva Ungariei. Adică de o gravitate fantastică. Probabil Polonia e o țară prea mare și s-a ferit. Adică Ungaria e mai ușor, ajungea și Hrușciov. La ONU scotea pantofi, bătea și condamna într-un Albania. Și Albania, nimeni nu înțelege ce tot are asta cu Albania. Dar el nu putea să spună China că era prea mare și atunci se războia cu Albania, numai ceea ce avea regim pro-chinez, dacă vreți. Da, nu pot decât să îi felicit pe autor. Să aștept și volumul 2, ferește, pe care îl voi citi cu la fel de mare plăcere și să vă îndemn, dacă îmi permiteți, să faceți același lucru. Mulțumesc.